Ambasadorul Republicii Macedonia în România, Pande Lazarevski, a făcut în cursul zilei de ieri o scurtă vizită în municipiul Câmpina, oraș care este înflăsit cu localitatea macedoneană Cumanovo. And to transfer the to convey the greetings from the city you are in sister city arrangement with, from Kumano. From Kumano. Yes. Very much. Thank you very much, Mr. Nice to meet you, sir. Deputy from the Parliament. Domnul ambasador este în această calitate de foarte puțin timp în România, de avea două luni de zile, este numit ca noul ambasador al Republicii Macedonia în România. Este prima sa vizită după ce a fost numit ca ambasador în România în afara Bucureștiului, deci a venit într-o vizită la cei pe care i-a considerat mai apropiați. La întâlnire, care a avut loc la primăria Câmpina, au participat primarul Horia Tiseanu, deputatul Virgil Guran și președintele Comisiei de Cultură Florin Frățilă. Am făcut mai multe vizite cu ocazia unor evenimente culturale, începând cu festivalul tamburițelor. And also we participate to Tamburița Festival. Dar și cu ocazia zilei libertății. And also in November. Să vedem din punct de vedere economic ce legături putem să realizăm cu dumneavoastră. I'm the president of business people, businessmen, and like president I try to make some connection with you. O să iau legătura și cu în Parlament există grupuri de prietenie și am un coleg care este președintele grupului de prietenie română. Este o vizită care ne-a onorat. Este a doua vizită a unui ambasador, de când sunt eu primar. Am avut vizita ambasadorului Belgiei, acum vizita ambasadorului Macedoniei, care, bineînțeles, așa cum trebuie să fie, a venit pentru a sublinia relația de prietenie între România și Macedonia. După ce au vorbit timp de o oră despre relațiile economice și culturale, ambasadorul Republicii Macedonia în România a fost invitat să viziteze castelul Iulia Hajdeu.